Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre sturioni. Sturionii formează o familie extrem de interesantă cu specii de pești mari și primitivi ce se disting complet de celelalte specii de pești. Sturionii fac parte din familia Acipenseridae și sunt întâlniți numai în emisfera nordică, fiind prezenți îndeosebi în Marea Neagră și Marea Caspică, mult mai rari în apele Europei Occidentale, de unde migrează în fluviile aferente. Sunt pești marini de talie mare, cu scheletul cartilaginos osos, cu corpul fără solzi, acoperit cu 5 șiruri longitudinale de discuri osoase, cu rostrul alungit, prevăzut cu mustăți. Craniul este alungit, iar gura este așezată pe partea ventrală și este lipsită de dinți. În momentul de față, există 27 de specii de sturioni, dintre care 23 sunt pe cale de dispariție. În ultimele 3 decenii, capturile de sturioni au scăzut cu peste 99% la nivel mondial din cauza scăderilor severe ale populațiilor de pești. Acestea sunt printre principalele concluzii ale unui nou raport realizat de oamenii de știință, numit Salvând Sturionii. În apele României trăiesc 6 specii de sturioni, nisetru, păstrugă, cegă, viza, șipul și morunul. Cel mai mare producător mondial de sturioni a fost Rusia, care a ajuns în anul 1978 să captureze peste 28.000 de tone de sturioni. În același an, în România, erau capturate 94 de tone de sturioni. Înregistrările capturilor de sturioni din România datează din 1920, an în care s-au recoltat 455 de tone de sturioni. Recordul de captură s-a înregistrat în anul 1939, 1144 de tone. Capturile din România au scăzut dramatic după mijlocul anilor 70, când au fost construite hidrocentralele de pe Dunăre. Sturionii sunt pescuiți pentru carnea, icrele și cleiul lor. Supraexploatarea stocurilor naturale i-a rărit și mai multe specii sunt acum crescute în întreprinderile de piscicultură. Sturionii, trimiși din secolul XIX, la o imagine de mare lux, îndeosebi din cauza caviarului pe care îl produc. În afară de icre, sturionii furnizează carnea apreciată care însoțește în mod tradițional caviarul, dar și pielea de prestigiu utilizată în marochinăria de lux. Această reputație a contribuit la suprapescuit și la dispariția sa în aproape totalitatea ariei sale de repartiție. Înainte de 1800, vezicile sturionilor, îndeosebi la moruni, erau utilizate ca sursă de clei de pește, o formă de colagen folosit mai demult pentru limpezirea berii ca un predecesor al gelatinei. Bazinul Dunării adăpostește cele mai importante populații de sturioni din lume. În România și Bulgaria trăiesc încă sturioni sălbatici unici în Uniunea Europeană. Sturionii trăiesc în cea mai mare parte a timpului în Marea Neagră, migrând în susul Dunării și al altor râuri mari pentru reproducere. Sturionii sunt considerați cel mai mare dar al Dunării. Sunt niște pești maestoși, ajung la dimensiuni de peste 4 metri, iar unii dintre ei trăiesc și peste 100 de ani. Se hrănesc cu crustacee, moluște, pește sau icrele altor specii. Dovezi despre pescuirea sturionilor există din vremea dacilor, când se puneau pe fundul Dunării garduri din bușteni și nuiele. Dintre toate speciile care trăiesc în Marea Neagră, cea mai reprezentativă este morunul, care trăiește între 100 și 115 ani, poate ajunge până la 8 metri lungime și o greutate de 2 tone. Totuși, cele mai multe exemplare de morun întâlnite au o lungime de până în 3 metri și o greutate obișnuită între 100 și 150 de kilograme. Cel mai mare exemplar pescuit din Dunăre, în anul 1890 la Sfântul Gheorghe, prins de către Grigore Antipa, cântărea 888 de kilograme, dintre care 600 de kilograme carne, 127 de kilograme de icre, 143 de kilograme cântărea capul, iar 18 kilograme intestinele și vezica înotătoare. La 75 de ani, morunul măsoară 4,2 metri și cântărește peste 1000 de kilograme. O femelă morun produce icre din 6 în 6 ani și ajunge la maturitatea sexuală la 18 ani. Masculul morun este considerat matur din punct de vedere sexual după 13 ani. În anul 1983, Eduard Axente și tatăl său
au prins la Sfântul Gheorghe un morun de 675 de kilograme, de la care s-au extras aproximativ 145 de kilograme de caviar. Icrele negre sau caviarul este unul dintre cele mai scumpe delicii culinare. Pe piața din Republica Moldova, kilogramul de sturion se vinde cu 10-12 euro, iar kilogramul de caviar costă 1000 de euro. În Occident însă, prețul caviarului crește de 5-6 ori. Caviarul morunilor albi, cei care au albinism, este o raritate și este la mare căutare. Supranumit caviarul diamant, costă 25.000 de euro kilogramul. Anual în lume se produc doar 10 până la 20 de kilograme de caviar diamant. Exclusivitatea sa se manifestă și prin faptul că este scos la vânzare în cutiuțe din aur. Cea mai mare parte din speciile de sturioni sunt protejate prin Convenția de la Berna, comercializarea lor fiind limitată. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!